pentru că afară și atât de închid crăcoare, cred că nu o să stăm foarte mult astăzi. Pentru că sunt și fețe noi, cred că o să facem o mică de introducere. Nu știu voi de unde ați obținut informația ca să veniți la vizionarea asta de film. Event public pe Facebook. Hai, testăm acum să vedem dacă funcționează. Pionier, pionier! Facebook. În fine, noi suntem grupul de inițiative feministe de Moldova. Chiar suntem un grup de inițiativă, nu doar ne numim așa. Asta înseamnă că n-avem finanțatori în spate, n-avem un ONG în spate sau ceva. Pur și simplu suntem oameni care ne pasă de egalitatea de gen în Republica Moldova și ne identificăm ca feministe și feminiști. Și noi organizăm din două în două săptămâni astfel de întâlniri. Până acum, în mare parte, organizam lecturi. Întâlnirile noastre se numesc lecturi feministe, în sensul că aveam un articol sau un text pe care îl citeam tot așa din timp, îl postam online, pe Facebook, citeam, pe urmă vineam și discutam. Acum, deja de câteva întâlniri, facem vizionări de film. Săptămâna trecută, nu, două săptămâni urmă ne-am uitat la filmul Moscova slezami verit și tot am făcut așa discuții după film și pentru săptămâna asta deja am propus să ne uităm la filmul despre Frida Kahlo. Propun să facem un tur așa de prezentări, să ne spunem numele eventual, ca să știm cum ne adresăm și așa, și pentru persoanele noi, care aș fi noi, ne vedem pentru prima oară, aș fi curioasă să spuneți de unde ați aflat despre eveniment. Facebook, de la alți prieteni, v-a spus, adică ca să facem așa o testare, să vedem cum devenim noi cunoscuți. O să încep eu, numele meu este Victoria și gata. Și sunt apostol. Și sunt apostol, da. Și după mine mea este apostol. Ești apostol sau doar numai pe mine? Nu, doar pe mine. Te-ai hieruvim în timpul liber. Da, da. Și de mine frate și de mine. Da, Vlad, eu l-am creat. Eu sunt Polina. Sunt parte din grupul de inițiative feministe și atât. Nu sunt apostol. Și ești Ciustuhina. Sunt Ciustuhina. Da. Nu Ciustuhina. Nu pentru tata mea e ce stupină, atunci că e ce stupină. Anyways. Eu sunt Ana și tot am aflat de pe Facebook. Cred că nu-i secret că e destul de public și la fel fac parte din grupul feministă de pe Facebook, așa că informații sunt accesibile. Ce stupină. Tu ne slame tot față de asta. Fabiola. Bună, sunt Felice și am aflat despre eveniment pe Facebook și deja și Polina mea a mai introdus și mea. Dumitru, sunt prieten cu Gheorghe și am mai invitat. Asta sună recomandare. Bilal. Eu sunt membru. Grupul de feminism Facebook și de inițiative. Și sociolog, și politolog, și filozof, și activist. Recidivist. Etilist faimos. Poate elitist. Am început să avem deja glume interioare. Am început să avem glume interioare și când vorbești și detalii, facem o glume. Și cum vedem, o supărați. Nu vă supărați, faceți ceva glume. Italia, Ion. Eu sunt Gheorghe și m-am invitat mine. Și am invitat doi oameni. Eu sunt Oleg și n-am invitat pe nimeni. Eu sunt Lena. Ok. Iana, do you want to say hi to the camera? No. Hi, camera. Noi ne prezentăm, ne spunem numele și eventual de unde am auzit despre eveniment. Cum ai aflat? Nadia, am aflat de la Facebook. Super. Domnul Preot? Călugă! Da, scuze. Dar spune pe Facebook am aflat jumătate de așa, și simplu să aflat. Ok, super. Facebook. Am câștigat. Am putut să faci mai repede.
Cine dintre voi a auzit până acum, până să vină la eveniment despre Frida Kahlo? Majoritate. Bună parte. Vreau să întrebăm cine a mai văzut filmul ăsta înainte că să vină la Dar ce ați auzit despre Frida Kahlo? Care e informația care ați auzit-o? А читала больше и знала, что она как бы только художница. Алчинва. Я давно приехала на арты, которые обсуждали, я респектив. Вроде 3-4 года в армии, когда спиня то, что ты язык, de atunci eventual îmi primite articol. Uite-te, uite-te, știi, știi. Și cam așa. Eu cred că, deci, una despre viața e foarte interesant, dar în film, mă rog, filmul e semi-autobiografic, cred că artistic și așa mai departe, dar apar foarte multe, deci, idei și concepte care pot fi analizate și care sunt, așa, unele superficial arătate în film, altele destul de dezvăluit în film despre suferința ei și prin faptul că picturile ei și viața ei sunt întotdeauna prezente. Deci această suferință este întotdeauna prezentă, da? Dar sunt anumite dualități interesante, cum ar fi masculinități și feminități în, în personajul ei ca, ca individ, da? Deci această unibro, cum ar, chiar și atunci nu a fost atât de feminin sportul, dar totuși ea deci avea acest unibro, monobro, cum mai se numește el. Singură sprânceană. Da, o singură sprânceană. Că tale. Singură sprânceană. Da, o singură sprânceană. Faptul că, cum și a spus la sfârșit, că eu, eu fumez, eu beau, eu deci vorbesc cu, în jur, deci ea în mare parte avea un comportament destul de când și cum masculin, ea chiar și se îmbrăca masculin cum, ca un bărbat, deci cum s-a arătat la început. Dar în același timp avea feminitate destul de pronunțată prin formă care se îmbrăca, prin vestimentație, prin florile pe care le deci tot folosea în păr. Aceste dualități sunt interesante cum sunt în anii, deci începutul secolului 20, oricum e destul de rigid cum ar trebui să arate o femeie. Și cum, care e sexualitatea unei femei și aici tot vedem că ea este de fapt bisexuală, deci avea o relație cu soțul ei și cu alți și avea amanți și amante și era destul de expresivă în explorarea acestei sexualități a ei, care poate nu atât de tare se vede în picturile ei, dar sunt, deci în viața ei este destul de prezent. Și altă chestie foarte interesantă care cred că ar trebui de văzut ca din punct de vedere de artist, că ea este ea făcea self-portraits, portrete de ea însuși. Și aici se poate de autoportrete, da? Și aici se poate de gândit și de dezvolt tema de ea fiind observator și cea care este observată. Deci ea se pictează singură pe dânsa și ea se reflectă în ceea ce vede și vede ceea ce pictează. Deci este un proces destul de dual în care tot ea este observator a vieții sale și ea tot se observă pe ea însuși. Și ea avea nevoie de acest proces ca să se exploreze, să vadă care este aceste suferințe pe care ea le are și mai ales legate de relația ei cu Diego și în relația lor de care a fost destul de așa... Furtunoasă, da. Și deci aici sunt câteva concepte care poate nu ar fi atât de bine definite în film, dar care putem să le discutăm sau cine le-au găsit poate mai provocatoare, nu știu, poate sexualitatea a fost destul de provocatoare pentru cineva sau felul în care iese relația ei cu soțul ei și așa mai departe. Dar am vrut să punctez aceste lucruri, deci aspecte ca să ne concentrăm pe chestia. Cam de asta ea și studiată și apreciată de feministe din toate zonele. Planetele, exact. Adică pentru că inițial te uiți așa, ok, dar și eu mi-am pus întrebarea asta, de ce Frida, într-un fel, e apreciată, studiată, considerată de
feministă, chiar dacă poate ea nu s-a declarat că ea e feministă. Dar anume din aspectele descrise foarte bine de Polina, personalitatea ei, cum ea explora sexualitatea ei, și feminitatea ei, cum juca cu rolurile astea de a fi feminină, masculină, sunt niște lucruri care le studiez din punct de vedere feminist. Adică, și nu numai că le studiez, dar le discut, le abordez. Pentru că ea devine, practic, un exemplu clar de că o altă idee feministă, așa, universală, deja că nu te naști femeie, dar devii femeie, cumva. Și că feminitatea și masculinitatea nu sunt lucruri născute, ci sunt niște constructe sociale. Și ea, practic, prin personalitatea ei ne arăta foarte bine și cumva în filmul ăsta s-a văzut. Adică e de ajuns să stai părul mai scurt, să te îmbraci la costum și cumva să corespunzi look-ului de bărbat și deja intri în altă categorie, ești deja masculină și pentru asta nu trebuie să te naști efectiv bărbat, adică să ai organe genitale diferite ca să fii perceput masculin. Da, sunt de acord, dar de exemplu dacă am extinde discuția de la ea și am, cumva mă duce la zilele noastre și nu știu cum, de exemplu, reacționa societatea mexicană la exprimările ei, dar imaginez că în zilele noastre dacă cineva nu ar fi artist și care s-ar exprima diferit, atunci s-ar spune că-i dus cu pluta, da? Dar artiștilor, deci, e artist, știm că se iartă. E, s-a îmbrăcat într-un costum, pădume și femeie s-a îmbrăcat într-un costum de bărbat. E artist, îi se iartă, cred că e o expresie. Adică, nu știu cum era primită ea în societatea mexicană și ce se spunea, dar cred că în zilele noastre asta cumva persistă și e foarte problematic, pentru că noi gândim în standarde și noi gândim în cutii. Și atunci când vedem pe cineva care, chiar cum ai spus tu, se exprimă personalitatea liber, noi nu acceptăm lucrul ăsta și atunci începem să judecăm cum ai putut tu, ca bărbat, să pui rochii pe tine, să pui pantofi cu toc și machiaj. Acum tu ce ești? Ești bărbat, ești femeie, ești transgender, ești transexual, ce ești? E o problemă, ar trebui să fie nu, desigur. Da, noi suntem de acord că nu ar trebui să fie, dar mă refer la societate, cum te percepe și ce roluri ți-a trebuit. Femeile care sunt mai masculine, oricum sunt în fel pedepsite pentru aceasta, da? Adică în momentul în care, rog, am păr scurt, da? În momentul în care mi-am tuns păr, eu aveam prieteni care îmi spuneau, dar tu arăți cum băiatul, pe tine asta te placă băieții, adică nu ești privit, ai primești comentarii, adică, dar de ce ar trebui să primești comentarii dacă eu mă exprim așa cum vreau, da? Adică, oricum, în societatea noastră mai există un fel pedeapsă pentru o expresie de a personalității tale, da? Care nu corespunde într-un fel anumitor
norme sau feminității care ar trebui să fie dacă tu ești femeie, de exemplu. În chipul tot băieții care au păr lung, nu știu cât de... tot poate au anumite... Eu, prima oară asta mi-a lăsat părul lung, da. Am mers să-mi cumpăr sprinsori. Uh-huh. Și vânzătoarea s-a uitat ciudat la mine, pentru că mi-am prins părul pentru că îmi cădea în ochi. Și trebuia să-l prind în două locuri. Vânzătoarea, în mod clar, s-a uitat ciudat la tine, pentru că stai acolo și încerci să așezi, pentru că nu știam cum e să fac și încercam să așez părul pe loc acolo. Și mă rog. Dar nu, pot, eu personal pot să trăiesc așa. Nu mă las ușor intimidat. Dar nu toți sunt așa. Mă rog, ideea e că sunt anumite... Încep să realizezi că, de exemplu, prin exemplu Fridic, realizezi că genul sau expresiile date de feminitate, masculinitate, sunt într-adevăr niște performanțe, da? În momentul în care te îmbraci un costum, tu începi să te comporți, parcă ești într-un costum. Tu începi să fii un mai masculină în costum. În momentul în care ești îmbrăcat în rochi, ești pe tocuri, ai absolut, deci corporealitatea ta și felul în care tu îți exprimi, deci mișcările corporele sunt absolut diferite. Și aceste, deci jocuri de, deci performanțe de gen sunt chestiile care demonstrează că de fapt genul, deci genul sau felul de fi, feminitate, masculinitate sunt de fapt niște performanțe sau sunt construcții sociale din punct de vedere că ele sunt impuse, dar ele sunt niște performanțe, da. Ele sunt roluri care fiecare din noi poate să le joacă, sunt sigur că performanța adică un fel de spectacol. Un fel de performance, da. Dar performanța în română înseamnă altceva. Dar să nu luăm asta ca tare că e un rol și azi îl joacă și mâine o să nu o să-l mai joace. Sunt persoane care o să identifice ca tare cu acest rol, că până la urmă genul nostru tot e un rol, da? Noi avem sex biologic. Rolurile sociale, de obicei, mai ales rolurile de gen, deci rolurile probabil pot fi, deci chiar într-un fel funcțiile noastre în societate, ce facem noi, traiectoriile noastre, vestiți, sunt roluri. Mai că rolurile sunt roluri care să cumva pe care le poți schimba, de exemplu, poți să fii blogger, nu poți să fii activist, poți să fii jurnalist, dar rolurile astea de gen sunt principalele cele mai fundamentale. Astea sunt rolurile cele fundamentale care nu se schimbă sau care se schimbă foarte greu. Dar ideea că, practic, până la urmă, persoana ar trebui să fie. Dacă vă amintiți, nu știu cine a fost la filmul care l-am văzut, despre cuplurile lesbiene. Și vă amintiți când era tipa prin anii 80 în Statele Unite, care era lesbiană, dar care se îmbrăca masculin, da? Ea așa se identifica, asta era identitatea ei. Și chiar era cumva judecată de alte prieteni care erau lesbieni, că de ce ea e masculină? Pentru că ea oricum e femeie și ar trebui să fie feminină sau chestii din astea. Și ceea ce vreau eu să spun este că noi cumva sunt, dacă spunem că sunt roluri pe care noi le jucăm, să nu rămânem cu concluzia că, ok, o să joace o săptămână și mâine o să schimbi sau să punem presiunea asupra persoanei că, gata, ți-ai de ajuns, ți-ai jucat, hai acum schimbi-ți rolul. Nu e neapărat așa, adică dacă cineva decide că se simte confortabil să poarte haine tipic masculine, pantaloni sau să aibă un mers sau un comportament sau să identifică cu acel rol, cu acel gen, practic, cu acel performance, atunci trebuie să respectăm acest lucru și să nu încercăm să schimbăm. Discuția despre rolurile sociale e tare complex. Eu aș adăuga aici că nu e vorba doar de efortul ăsta. Deci, focusa accentul doar pe individ, că cineva vrea să joace sau joacă rolul, ignor un aspect foarte important, că rolurile sunt prescrise și impuse. În momentul în care îți asumi un rol, tu nu ai prea multă libertate să-l interpretezi cum vrei. Este niște tipare în care tu mergi și e foarte greu să le forțezi. Și atunci când le forțezi, e destul de dificil. Societatea are mecanisme de protecție. Asta, așa funcționează ea. Și eu aș m-aș întoarce la discuția o leacă puțin mai înainte, care s-a lăsat voi. Interesant că Frida e din mediul artistic și mediul artistic tradițional beneficiază de o doză de indulgență mult mai mare decât celelalte zone artistice, în orice societate. Și vorbind despre societatea mexicană, impresia mea din film a fost că Frida nu prea are nicio treabă cu societatea mexicană, cumva nu a avut tare mult contact. Ea s-a învârtit într-un fel de cercuri izolate care nu prea aveau contact cu lumea reală mexicană, deci nu este mexicană.
Ștefană, de aia poftim? Cel puțin în filmul, da, da, modul ăsta lor cu... Da, dar ea oricum nu e un artist, nu e artist într-o societate concretă, dar pe de altă parte e artist într-un fel de talie internațională și criteriile de referință altă. Și eu aș propune să o integrăm în altă ecuație, deci să nu o lăsăm... Da, dar ea nu a fost o artistă care a scris sau a creat în funcție de ce a văzut în societate. Ea și făcea autoportretele sale. Asta e lucru care vreau să zic. E foarte interesant, revenind la discuția despre femeie, feminism și emancipare, că totuși soțul ei face parte din câte am înțeles, facea parte din Diego Rivera, a fost fiul președinte, fiul unul dintre mari șefi a Partidului Comunist Mexican, da. Și partidele comuniste în anii 20 au retorica asta foarte importantă despre emancipare. Și în Frida, după mine, se vede foarte bine the blind spot, punctul cela alb, pe care îl ignoră comunismul ca proiect de emancipare. Dimensiunea individuală. Ori la Frida exact asta. Diego visează, desenează picturi mari, ei emancipează omul abstract, un om așa, faceless, pe care poți să pui fața lui Lenin, dar muncitorul nu neapărat să seamene cu cineva, tu ai pe om în genere, știi? Deci fantoma asta filozofică... Asta un pic că, și ea a fost comunistă și socialistă. Asta, eu asta și vreau să zic, ea e alt tip de comunism, recuperează dimensiunea asta individuală a suferinței, omul mic și concret, pe care nu-l poți sacrifica de dragul omului abstract, pentru că și asta e probabil un fel de, eu așa o văd, ca o critică internă și ca un fel de punere în context. Deci noi avem proiectul feminist în anii 20, ce înseamnă el asta, sau în anii 30-40, nu doar în societatea mexicană, în mișcarea comunistă în genere sau în istoria feminismului în genere. Și noi avem în anii 40, the elephant in the room, nobody cares about individual feelings. Nimănui nu-i pasă de omul individual. Omul mic trebuie să sufere. Și avem retorica asta, Stalin zice trebuie să construim, jertfim și facem uzini pentru că nu știu ce. Vine război și în general se bagă milioane de oameni sub tancuri, pur și simplu pentru că țara trebuie salvată și nu contează că întotdeauna o să avem și mai mulți oameni. Și prin Frida, prin dimensiunea asta foarte subiectivă și cu corpul, cu accent pe corp, corporalitate, cum vezi lumea la nivelul ăsta cel mai individual. Eu cred că se recuperează sau se anticipează, că tu ziceai despre Beauvoir, se anticipează cricile care vin pe urmă în anii 60-70, că cricile care vin atunci, este exact despre asta, despre dimensiunea individuală care s-a pierdut total când se construiește omul ăsta abstract. Și avem femeia concretă Frida și avem femeia abstractă, colhoznița, nu știu ce, care e emancipată în cadrul proiectului comunist. Și ar fi interesant așa de compartit. Și pare cu selfie. Păi da. Dar faza cu selfie, poate nu toată lumea își dă seama de ce ele sunt atât de populare și nu doar ca să ca ceva ce noi împărțim, de exemplu, pe Facebook sau în media socială, dar, de fapt, de ce ne place atât de tare să facem selfie? Fiindcă când tu te uiți singur ție în ochi, tu afli anumite lucruri despre tine. Vezi cum arată anumite emoții prin care treci. Poate, din moment ce-i vezi, poți mai bine să-i înțelegi, să-i dai un nume și să le evaluezi, să le depășești sau invers. Să te lași complet la voia acestor emoții, sentimente sau gânduri pe care le vezi în ochii tăi când faci un selfie sau când te uiți în oglindă și te pictezi timp de ore în șir. Frida, pe de-o parte, a fost o persoană extraordinară, atât pe măsură capacităților ei, probabil faptul că a crescut într-o familie artistică, dar într-o, nu știu cea mai mare, într-o măsură semnificativă din cauza accidentului care s-a întâmplat cu ea. Și noi nu am menționat dimensiunea asta, de fapt, intersecțională, că ea, de fapt, a fost, mai ales cu trecerea timpului, a devenit tot mai puțin și mai puțin mobil. Și anume, aceste suferințe prin care a trecut, atât în săptămânile, lunile, care a stat în pat recuperându-se și când nu știa dacă va merge vreodată în picioare sau nu, când nu știa dacă va supraviețui sau nu. Și pe urmă, când ea și-a trăit o viață, la sfârșit ne-au arătat că ei s-au îmbătrânit împreună. Adică ea nu a fost... cine știe la ce vârstă ea de ce dată? Da. 7, deci ea a trăit o viață întreagă cu această dizabilitate, care nu doar că a existat, dar ea a progresat. Adică
timp ce dizabilitatea progresa, Frida regresa. Și este o chestie care nu s-a menționat. La 6 ani a avut polio și din cauza asta eu suferit. Deci, picior a fost mai scurt. Deci nu e film. Exact. Și deci, nu doar că ea a fost o persoană extraordinară, ea a trecut și prin niște suferințe extraordinare. Deci când ea se uita în oglindă, ea vedea acolo mai mult, mai multă profunditate decât un om obișnuit. Dar în același timp, ceea ce ea vedea și ceea ce a reușea să redea în opera ei, a fost un fel de ecouri ale sentimentelor pe care le simte orice om ordinar, dar poate nu le poate da cuvinte, nu le poate arăta în imagini și nu le poate înțelege atât de bine. Și unul din lucrurile care i-a spus Trotsky a fost că admir opera ta, deoarece ea arată acea durere pe care o simte fiecare om. Numai că ea simțea durerea asta mai amplu și ea o putea reda mai profund și mai vizual decât probabil oricine din noi. Deci ea în același timp a fost o femeie, un om extraordinar, care a anticipat chiar și pe Simone de Beauvoir în felul în care ea vedea feminitatea, masculinitatea feminină și rolul ei în societate. Nu a femeii, dar a ei ca individ. Dar în același timp ea reflecta ceea ce poate fi și ceea ce simte orice persoană probabil ordinară. Deși, nu știu, nu-mi place expresia asta, persoană ordinară sau... Normală, nenormală, da, exact. Interesant, un fel de luptă internă sau oscilația Fridei în film între persoană ordinară convențională. De exemplu, la începutul filmului, când ei îl tachinează pe Diego ăsta, ea e pur și simplu o tânără, nu pot să zici că e super emancipat sau ceva, e o tânără obișnuită care vin cu colegii să fac fan de un idiot acolo. Care... E sexual liberată. Exact. Pe urmare, în film, dorința aia nebună de a avea un copil. Deci sunt momente când se luptă, habar n-am cum, deci aici trebuie citit biografii, dacă este, trebuie citit autobiografii, texte și nu știu ce. Și noi putem doar să speculăm că există un moment în care vrea pentru a se simți, nu știu, om ordinar sau pentru ceva care să-și obțină ceva care lipsește, vrea copilul ăsta și-l vrea... De fapt, ideea că după accident i s-a spus că ea nu poate copii. Și s-a spus că nu o să poată merge și ea face unul. Dar ea a rămas însărcinată. Și ea a rămas însărcinată și... Acolo a fost mai mult. Vot spontan. În rus e vechi. Avort spontan. Sau prematur, întrerupere prematură. Naștere prematură. Nu, avort spontan? Mai degrabă, da. Eu cred că felul în care ieși de acord și sunt deci câteva picturi care s-au arătat acolo, deci, și la sfârșit îi spun, eu nu cred că eu sunt Frida, nu mai este Frida în acest corp normal rămas, adică totuși este puțin aliniat, alienat. Da, deci el vede ca ceva supărat. Ceva care nu funcționează, care nu este productiv, evident, pentru că nu poate produce un copil. Deci este un corp pe care ea întotdeauna îl observă pentru că asta tot ce are în jurul său, cel mai apropiat și din cazul la mobilitatea ei scăzută, asta ceea ce în lumea în care ea trăiește. Și este un corp pe care ea la un moment dat era poate împăcată cu felul de a fi, pentru că o poate să meargă până la urmă așa mai departe, dar totuși cu care ea luptă și cu care totuși este străin până la urmă, care într-un fel este deficient în felul de fi, din cauza la accident și din cauza la... Pictura ei despre avortul ăsta spontan mi se pare foarte, foarte puternică. Dacă mergeți acasă să o căutați, anume, ea stă întinsă într-un pat, plină cu sânge și acolo linia așa cu sânge la fiecare... mai mult așa, obiecte. A apărut, da? Mie mi-a scăpat. În ce măsură, adică dacă ești religios, pentru tine este evident că corpul este ceva trecător, iar spiritul este ceva ce trăiește veșnic. Eu nu sunt personal religioasă și mie mi-este interesant în ce măsură o degradare a corpului
îți afectează, îți afectează spiritul și persoana, persoana care tu de fapt ești. De moment ce nu, nu te poți mișca, de moment ce ești paralizat, de moment ce nu poți face lucrurile care iubești, care te fac fericit și care întotdeauna puteai să le faci. Asta te face cumva o altă persoană? Poate fi asta, poți să treci prin așa ceva și să rămâi tu însuți? Sau vei fi numai decât altcineva? Vei fi tu filozofic, Elena, tu filozofic. Nu știu, dacă cineva a trecut printr-o boală serioasă, gravă, nu știu de ce am asta. Noi suntem foarte... Iată asta un lucru pe care noi am abordat destul de puțin. Asta conceptul fenomenologic de lived body. Exact. Tu trăiești și tu prin corp ai experiențe tale care se prescriu în corpul tău și corpul le prescrie, adică să self-fulfill în fapt. Dar eu sunt acord cu Nadia cum i-au descris, pentru că dacă citești și biografia și în filmul documentar și în filmul artistic, era foarte clar că ea iubea viața. Și ea nu se putea împăca cu... Deci, noi putem să ne facem loc de oameni ăștia. Tot trec și ne înconjoară și... Păi da, au loc prin spanții. Mă recunosc. Nu, Ileana, eu zic să vii înapoi ca au loc prin spanții, nu? Anume, treaba asta cu iubirea ei față de viață, adică ea iubea foarte mult viața și ajungând să conștientizeze că ea deja nu o să poată să mai trăiască, să nu o să mai și poată să folosească corpul așa cum vroia, de asta ea și are detașamentul ăsta față de el. Și independență, faptul să poți merge unde vrei, să poți face ce vrei, să poți face dragoste cu cine vrei, independență pe care nu o mai ai când ești. Eu zic că aici noi, aș folosea alt termen, nu degradarea corpului, dar zici un fel de împotrivire, pentru că vine un moment în care cumva chiar un conflict, că corpul ei e cumva în conflict cu spiritul ei. Nu, dar vezi că la ea cumva, poate cuvântul degradare sună așa un pic mai, nu prietenos, dar la ea nu e o chestie... O îmbătrânit și corpul nu mai poate și nu știu ce. Dar ea era încă destul de ok. De aia corpul se împotrivește cumva. Deci e un fel de... Corpul nu de... Corpul face vulnerabil. Dar nu sunt potrivit așa din cauza vârstei, de exemplu, care vine păi cumva. Nu, nu, nu. Dar ea a avut accidentul ăla și de împotrivirea aia a fost cauzată... Thank you, Captain Obvious. You're welcome. Am un prieten care s-a pierdut câteva de aici. Și am fost așa o istorioară pe cum că... În momentul când pierzi o bucată de corp, o bucată de asta, orice parte de organă, că e un cior, că e un deiște, că asta, în cap există încă o imagine, un fel de imagine virtuală, ca să spunem așa, corpul. Mm-hmm. Și, spre exemplu, povestea și o istorioară interesantă, faptul că câteva deiște le-o tăiat și o parte din piele i-o întors, așa ca să-i poată coasă, să-i stupe rana. Și faza e că în anumit moment el se trezește că îl mănâncă vârful deieștului mic. Și el vrea să-l scarpine și duce acolo și acolo nu-i nimic. Și el, când se amputează, corpul păstrează memoria. Și gând un cap este că acolo este un deget și că deieștul cealaltă mănâncă și el nu-l poate scarpina. Și stă și te chinui, pentru că tu încerci și eventual, adică el a găsit undeva și o terminație nervoasă care stă așa și îi faci puțin și îi treci chestia asta. Eu personal, adică când am avut recent o operație de apendicită și adică faci anestezie locală și jumătate în jos el amorțește în zimeral tot, dar jumătate în jos era cam beton și după operație îmi spune, încearcă adică să miști picioarele și chestii de ăștia, adică zidem cât normal cu nervii, cât chestia asta și eu încercam, adică trimitem semnalul ăsta către deci la picioare să le strâng și să înțeleg că e exact la fel, adică în cap imaginea asta mentală a propriului corp e că stai exact la fel. Dar mie altcineva spune că deștile tăi se mișcă. Și eu nu simțeam asta. Eu încurdam toată forța mentală, adică să strâng deștile, și le strângeau, dar eu nu simțeam asta. La mine deștile stăteau încă așa verticale. În cap. Pentru că nu putem să ridic capul, să mă uit, mă rog, n-ai voie să strângi. Și e straniu, simți neputincios. Și tu transmiți un impuls, așa zic, nu un impuls, dar un gând mai precis. Tu transmiți un gând și ceva trebuie să se întâmple și el nu se întâmplă. Păi
scena cu patul, când ea merge la propria expoziție cu patul, mi se pare cea mai vorbitoare de la sine, referitor la ceea ce vorbeam noi. Când ea vroia să meargă acolo și când ea i s-a spus că nu, când trebuia să tragă cu Diego de proteză aceea și să o pună și chiar și așa, dacă chiar o avea, când ori nu ai nici proteză și nu te poți deplasa, dar i s-a spus nu, oricum ea trebuie să stea în pat și soluția a fost să ajungă cu pantul la propria expoziție. Nu, întotdeauna este o soluție. Bine, acum trebuie spus că, că expoziția din care vorbești, de fapt, a fost unica expoziție în Mexic. Din Mexic, în genul, și în timpul vieții, unica expoziție personală și cumva că terminus era un... Da, a fost prima important. Și unica și de asta ea vreau să ajung. Dar dacă îmi dau un pic, iar și înainte la discuție, trebuie să înțelegem, bine, eu am citit scurt biografia Frida Kahlo, nu menționez resursul unde puteți să o găsesc. Dar intrați pe Wikipedia și acolo, de fapt, e spus că, de fapt, din, nu prea ne dăm seama că nu suntem așa de eurocentric, dar, de fapt, în Mexic, în 1910, a fost o revoluție foarte importantă, a fost, cumva, au creat statul mexican modern. Ea avea 3 ani. Revoluționar. Da. Și Frida avea 3 ani când a avut revoluția. Acum, ulterior, în biografie, spunea că ziua de naștere e ziua când a avut loc revoluția. Adică, cumva, societatea sau perioada în care e de fapt un copil la unei societăți foarte, foarte revoluționare, care cumva, bine, nu iarăși, noi în Moldova sau în alt, bine, vorbesc de Moldova, nu prea știm de chestiile astea, acolo de fapt este... Noi o să facem, o să citim despre femeile indigene din Mexic. Da, asta e zapatiste. Și la vreo următoare repetiție. Și zapatiste, în general, o să citim despre... Și acum aș zice și... Și de fapt asta a fost, de fapt, asta Elena vrea să facă mai bine să-i dea scaunul lui Brecă. Eu vreau să fiu mobil. Ce Brecă? Adică absolut nu rămână. Corp Donu te-a ascultat, Elena. Nu m-a ascultat. Și iarăși, dacă chestia cu corpul lui Frida Kahlo, eu suportat 35 de operații pe viață. Adică un număr de operații care, practic, ea spune în minimal timp. De fapt, corpul meu nu mai aparține pentru că atât îi... ce-o pe din nou. Adică, de fapt, cumva, ea avea percepția ta plus durerile care erau interminabile în timpul vieții. Deci, la sfârșit, mi s-a arătat un film că ea totuși a învins, venind cu tot cu patul și a fost celebrată de întreg Mexic, cu o secundă de numai. Da. Dar, de fapt, ea și-a trăit viața și materialul ei a fost mai mult personalizat și individualizat, de atât că ea se simțea foarte izolată, atât în perioada de recuperare și, pe urmă, în perioadele astea de boală. Adică, vă dați seama, ea ani de zile din viața ei și a trăit puțin, a trăit doar 47 de ani. Deci ani de zile din aceasta a fost dedicat tratamentul, la recuperare și mai departe. Tot acest timp ea a petrecut mai mult sau mai puțin singură. Și ea scria o fel în aceeași autobiografie că... În aceeași sursă. Da, în aceeași sursă, exact. Bine. Scria în jurnalul ei. Scria în jurnalul ei, scria, da. Biografie oportună. Care a fost un, da, a fost un jurnal... Picrat. Data viitoare, o să vinim cu articol de Wikipedia și o să-l punem tot ceapă. Pe la urmă nu e sursă atât de rea, ci o sursă primară pe care trebuie să o verifici de primară. Dar eu mă duc în biografii, scrii, zâmai că scrii în articolul de biografii. S-a mai complexat cineva cu cineva în biografii. Pe care are rubrica biografii. Cross-checking. Bine, dar este rubrica biografii. Este versiunea spaniolă, pe așa pot. Eu aș folosi ca să nu... Deci aș folosi circunstanța asta foarte specifică, invaliditatea ei, femeie invalidă, și folosim-o așa ca un fel de pist pentru a discuta dacă, cu oricum, noi încercăm, nu suntem nimeni critici de artă și nu încercăm să discutăm opera ei, dar aș vrea să folosesc ca pist pentru discuții care e foarte, foarte actuală, condiția invalidă, nu în societatea moldovenească, și a femeii invalidă, a femeii cu dizabilitate. Nu, să zici, femeie cu dizabilitate. În lege scris. Folosești tot ce trebuie. Inclusiv și femeile de-o zgoliță, da? Revenim la Wikipedia. Destul de traumatic în sens că mi-a deschis ochii foarte mult. Este un centru la intersecția Traian, în deal și cu Grenoble, ceva de genul. Centru copii, dar era... Centru de zi pentru copii. Nu centru de zi pentru copii. Pentru persoane cu dizabilități, un fel de organizație care are și ceva treabă cu municipalitatea. Centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Și pe urmă cineva vrea să meargă de acolo în oraș și eu am mers cu persoana aia și așteptam troleibusul și era o fată
care era în cărucior. Și a venit troleibusul, unul de ceva sovietic, făcut în anul 13, cred că bunicul l-a adus. Cu de-asta care când te ridici e așa, ai pistă pentru trei scări abrupte, că așa dacă ești, mă rog, dacă nu ai dizabilitate, cu greu le ridici așa în sus. Și era vară, era ora 3 la amiază, într-o zi de joi, miercuri, ceva de genul, stați doar eu. Și femeia aia trebuia să se ducă și n-aveam nici pișine să se rogă acolo, să mă ajungă. Cu el m-a dus acolo și el a dus, la el mâinile erau slabe și stăteam 3 oameni în stație și era nevoie de mers, gen taxiul pentru cărucioare nu era nimic. Și m-a făcut atunci pe mine să mă gândesc foarte mult la condiția asta de oameni în genere, cu dizabilități, cum trăiesc în societatea noastră. Și pe urmă, probabil sunt tare mult piste de gândit la femeile cu dizabilități, cum își trăiesc ele viața în Chișinău, cum se descurcă, cum își trăiesc propriile, nu știu, nevoi corporale, de la viața sexuală până la nu știu ce, în condițiile în care tu ai condiția asta. Deci, pentru asta era unul din motivele de ce a fost atât de bun filmul, deoarece un film făcut în așa mod, oarecum, nu din prima persoană, dar când o vezi atât de în prim plan pe ea și începi să te asociezi, să începi să trăiești experiențele ei, și din moment ceea ce noi vedem, adică a fost destul de repede, dar grafic arătat accidentul ei și la sfârșit a fost o perioadă mai lungă când se vedea declinul ei fizic din ultimii ani de viață, atunci, oarecum noi simțim această empatie mai puternic decât când trecem, de exemplu, lângă o persoană în cărucior în stradă. Situația persoanelor sau comentarii care se află într-un cărucior cu rotile, îi trage pe Moldova, pentru că nu e absolut nimic. Nu sunt rampe și rampele care mai apar, chiar recent doi noastre, Esteanu, pusese pe Facebook, un caz cu ăștia de la Gălbenuș, pe strada Pușkin, unde ea s-a autosesizat din poziția ei ca membră la Consiliul Antidiscriminare, lipsa rampelor, și ăștia de la Gălbenuș, ce că au pus rampele, dar dacă mergeți acolo să le vedeți, sunt niște rampe de metal, sunt niște rampe inaccesibile și tu, ca persoană fără scaunul cu rotile, nu ai putea să te urci pe ele. Eu vorbesc despre inițial altceva. Adică, într-adevăr, da, starea persoanelor cu dizabilități, rampe, chestii, dar ele au nevoie nu doar de accesibilitate și de rampe, dar ele au nevoie de o societate și oamenii care înțeleg prin ce ei trec. Adică, evident că noi, ca persoane care putem să ne mișcăm, să mergem și să facem cam tot destul de... interesant de văzut un sondaj sau un raport. Ce fac persoanele astea în genul, societatea noastră? Ce se ocupă? Avem noi, în general, au ele acces la muncă? Educație. Câțiva, eu cunosc câteva persoane. În satul tău? Nu, aici, în Chișinău, care au absolvit. Eu am scris odată o postare pe blogul meu în 2008. Dar la țară e și mai tragic. Despre atunci când dizabilitatea nu se naște, dar devii un tip de vârsta mea. Și pentru că el trebuia transportat zi de zi la școală și pentru că n-avea cine, el a rămas acasă și s-a trebuit și a rămas un copil retard. Eu, slavă Domnului... Eu am o colegă de clasă care e în cărucior la țară și e învață și lucrează, dar eu nu știu cum se deplasează, nu lucrează în sat. Dar lucrează și învață. Deci aici în Chișinău a fost cazul unui, tot la Consiliul Antidiscriminare, a unui băiat cu un căruciorul care a învățat toate 12 clase acasă, la domiciliu. Așa era acceptat. Și când avea vorba de BAC, evident centrul ăla de bacalaureat nu era acomodat pentru el, ca să poată să ajungă iar așa scări, o mulțime, nu rampe, nu nimic. Și el a cerut, evident, să susțină bacalaureatul acasă, la domiciliu, cum a învățat. Și ei s-a refuzat. Nu i se dau voie și, practic, el n-a putut să dea bacalaureat. Evident că l-a acționat, a dat la Consiliu, Consiliu a găsit discriminare, ăia cumva au realizat, adică 12 ani să lași pe acea persoană să înveți acasă și când vorba de bacalaureat, tu cu scopii sau care, adică... Nu-i creezi niciun fel de condiții pentru a... Ca să ajungă, și bine, tipul dat bacalaureatul și așa, și-o creat cumva un precedent ce obțin la nivel instituțiilor de învățământ. Dar oricum, rampele sunt foarte importante, pentru că ele asigură accesul persoanelor în spațiu public. De asta
Și cumva în Uniunea Sovietică, persoanele cu dizabilități, persoanele cu dizabilități erau invizibile, erau ținute acasă sau erau plasate în instituții de tip închis, școli speciale, orfelinate, și cumva iarăși creau în jurul lor un tabu și cumva o rușine. Nu prea vorbeai, nu prea spuneai că în familia ta este o persoană cu dizabilitate. Și chestia asta s-o păstra până acum. Și invizibilitatelor, faptul că ele lipsesc, persoanele respective lipsesc din spațiu public, este o problemă majoră. Pentru că e frig și pentru că am consumat subiectul, stai, eu zic să îl ascultăm pe Ion. Asta tu l-ai consumat și n-ai vorbit nimic, dar deja l-ai consumat. Tu poți închizi camera. Dar v-ați abătut deja de la Frida și de la feminiști, de la egalitate de gen. Stai un pic, lasă vorbească și Ion. Egalitate de șansă. Divagați. Uite, Ion vrea să revină la film, dar Ion... Gata, lăsăm pe Ion să închidă. Aia se începe. Și după aceea zici că te-am discriminat. Revenim la film, da, corect. Nu cred că cazul Fridi Kahlo e foarte reprezentativ pentru întreaga societate. De ce? Pentru că ea cumva a fost privilegiat. Tu spuneai, sau am văzut din film, că era soția acestui tip care era fiul, nu știu care, oficialitate. Nu, el era însuși oficialitate. El era oficialitate. Dacă îi suna președintele direct, era în mod clar un fel de dar și el s-a născut într-o familie destul de altă, o familie de artiști care nu vreau de foame. Ea? Ea, da. Nu, v-ați văzut discuții, taică era fotograf, maică era domestică și când e vorba de cheltuieli medicale care cresc și că e clar că ei nu sunt țărani, care nu sunt super săraci, dar sunt un fel de mic burghezii care are resurse limitate. Și ei de foarte mult, de câteva ori ce obțin în film, apare motivul ăsta că părinții ei trebuie să facă o alegere. Să vândă ceva, să facă un sacrificiu financiar, în așa fel că se poate să-și permită următorul doctor. Dar pe la 40 de operații, ori și bogătan ar putea să-și permită avere. Legat de percepția societății față de condiția femeii, nu știu cum își manifestă ea, feminismul ei, cred că asta a scăpat regizorul. Pentru că noi nu am văzut, de fapt, din partea societății, care e reacția de accept, de respingere. Ceea ce am văzut noi a fost un cerc restrâns în care se învârtea. Pictorii, activitatea ei politică și asta e tot. Largul societății... Și în filmul documentar care l-am văzut tot nu se prezintă perseveranța societății, dar sunt câțiva studenți de aici, cel puțin acolo, în filmul documentar. Și vorbesc studenții care chiar au învățat la ea, pentru că ea și-a predat la universitate. Și ea, la un moment dat, nu mi-am amintesc bine, dar cumva orică a fost exclusă sau marginalizată în universitate, sau era privită ca o profesoară ciudată, ajunge să plece de la universitate și studenții în grup vine cu ea și le predau ori acasă, casa ei din Cariacan, sub țara. Eu, la un moment dat, m-am întrebat ce este feminist sau ce are feminismul cu filmul ăsta, mai ales în prima parte, a căsniciei ei. Deci, pentru că în această parte, ea cumva este într-un cont de umbră, deci activitatea soțului este cea care contează. Ea, într-un fel, sacrifică familiei, deci nu este atât de relevant. Și mă întrebam... Păi tocmai da, asta o abordez într-o perspectivă feministă, adică... În filmul nu a fost chiar disputată gândirea ei, pentru că eu am știut că, de fapt, eu a scris... Filmul exotizat, o selectat niște momente așa, și vreau să le faci așa. Filmul făcut de Hollywood până la urmă. Adică da... Și ei le beau tequila, legătură direct. Că dar Frida s-a așteptat de prin anii 90, când prima dată am auzit de Frida Kahlo, era foarte clar că era pictoriță din Mexic, foarte autohtonă, foarte etnică, folclor și așa mai departe, și era și o personalitate, era o feministă, de fapt. Dar acum, bine, în film nu prea s-a explorat genul care gândirea ei. Te întreb de ce soțul ei era vizibil, de ce el era, arta lui era apreciată, de ce arta ei n-a fost apreciată, trebuie tot mai mult timp ca arta ei să fie apreciată. Pentru că nu poți să ignori faptul că ești o femeie și un bărbat într-o societate anumită, într-un context anumit. Pentru asta, de fapt, pentru mine a fost ca o
surpriză sau am fost surprins, pentru că ea înainte de a fi căsătorită era, cum să zic, un fel, woman with balls, da? Cu inițiativă, luptătoare. Și din moment ce se căsătorește... Nu citești parcă... site-urile corecte. Da, da. Parcă renunță la tot drive-ul ăsta și la proiectul ei personal. Cumva proiectul ei personal se contopește cu familia și de fapt ea intră într-un con de umbră. Asta pentru mine a fost mare mea. Da, dar asta na, nu pot acum să o acuz. Deja e o chestie filmează pe Elena cum se duce. Cine se duce? Gheorghe cum se duce, da? Și își revine, adică seducătoare. Ea are mai multe fani chiar decât soțul ei. Aici tot continuă cu viața ei libertină sexuală. Are femei, are bărbați ca partener, deci... Și ea îi reproșează lui chiar și în filmul ăsta artistic când el spune că pe mine mă doare și nu știu ce și ea, adică, serios, tu spui care ai fost într-o relație chiar cu sora mea și tu acum ai pretenții asupra mea? Aici tot, aș deschide o paranteză, m-aș întreba în ce măsură feminismul ei ar fi ieșit în evidență dacă ea nu ar fi pierdut acea sarcină și dacă proiectele politice sau pictura ce făcea a soțului ei ar fi mers cu brio. Adică... No, asta deja e o întrebare de trecut, viitor, nu știu. Mm. E foarte greu să ne dăm. Dacă și cu poate, da. Dacă și cu poate. Păi noi suntem națiune dacă. Okay. Trei avorturi. We are ducks from tracks. Nu știam de una. Ascultăm sugestia lor Lev și încheiem aici discuția. Putem să încheiem camera, dar dacă mai vrea cineva să expună, asta e problema noastră, că noi suntem un grup de persoane care de fiecare dată vorbim. Dar cei care veniți noi și vreți să mai veniți, nu vă fi frică de asta, nu trebuie să ne întrerupeți. Că dacă noi ne întrerup, noi vorbim și vorbim, noi încă și după asta.